După mai bine de 3 luni din cauza pandemiei de COVID-19, sunt șanse ca în februarie 2022 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara să reia organizarea cursurilor de formare profesională. Pentru luna viitoare, cei de la JOFM Hunedoara își propun să organizeze 5 astfel de cursuri pentru meserii căutate pe piața muncii. 2 dintre aceste cursuri sunt planificate a se organiza la Petroșani și câte unul la Brad, Deva și Hunedoara, dar totul depinde de evoluția situației pandemice. Rata de infectare cu COVID-19 în județ fiind la ora actuală în jur de 7 la 1000 de locuitori. Sperăm să putem să începem în luna februarie cursuri de calificare. Sigur că depinde foarte în mare măsură și de rata de evoluție a pandemiei și ne-am propus la Petroșani să organizăm curs de electrician de întreținere în construcții la unul de bucătar tot la Petroșani. Mai avem la Hunedoara agent de securitate, florar decorator, brutar patiser pentru preparator pentru produse făinoase la Brad. Sigur că, așa cum vă spuneam, toți cei care se înscriu la curs trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute conform legii acum în pandemie, iar dacă lucrurile se vor înrăutăți, nu vom mai organiza aceste cursuri. Informații suplimentare despre cursurile de formare profesională se pot obține de la sediile agențiilor locale și punctelor de lucru din Brad, Deva, Hunedoara și Petroșani sau la numerele de telefon 0755 99 9929 și 0755 99 9930.